Bun găsit! Te invit să te gândești la jocurile pe care le desfășori cu colegii de clasă. Ai nevoie de o foaie de hârtie. Scrie în fiecare colț al foii denumirea unui joc de la școală. Desenează apoi, în mijlocul foii, conturul palmei tale și scrie pe fiecare deget numele unui coleg din grupul de joacă de la școală. Oprește filmarea pentru a realiza desenul. Discută cu colegii și alege doar calitățile unui conducător de joc. Iată și răspunsul lui Matei. Un lider de joc trebuie să cunoască bine jocul, să nu asculte de părerea celorlalți, să fie cel mai bun, să se bucure de respectul celorlalți, să trișeze. Ce părere ai de răspunsul lui Matei? Poți spune și tu alte calități ale unui conducător de joc? Oprește filmulețul și discută cu colegii. Este momentul în care te vei întoarce la foaia de hârtie și vei scrie în centrul palmei numele conducătorului din grupul tău de joacă. Oprește filmarea și discută cu ceilalți membri. Continuă următoarele enunțuri. În grupul meu de joacă, îmi place că în grupul meu de joacă aș vrea să schimb. În grupul meu de joacă prefer să fiu. Oprește filmarea și discută cu colegii. Îți propun să te gândești acum la următoarea situație. Este pauză. Tu și prietenii tăi de joacă vă jucați de-a prințelea sau leapșa. Apare și colegul vostru, Mihai. El vă roagă să-l primiți. Cine decide primirea sau refuzul? Cum îi va răspunde? Oprește filmarea și desfășurați un joc de rol care să ilustreze situația. Ai fost vreodată respins de către un grup? Dacă da, desenează un nor. Scrie în interior cum te-ai simțit și ce ai făcut când ai fost respins. Ce culoare se potrivește stării tale din acel moment? Desenează sub nori câteva picături de ploaie folosind acea culoare. Poți opri filmarea și să scrii cum te-ai simțit, ce ai făcut și de asemenea ce sfat ai da prietenilor într-o asemenea situație. Cum ar trebui să se comporte când sunt respinși de membrii vreunui grup de joacă. Sunt sigură că ți-a plăcut să povestești despre grupul tău de joacă. Pe curând!